Constanța Mass Media. Bine ați venit în cadrul sediului Inspectoratului General al Poliției. Astăzi vom încerca să abordăm evenimentele care au loc pe parcursul ultimelor săptămâni în municipiul Chișinău, referindu-ne aici la întrunirile din centrul orașului și anume care sunt acțiunile poliției, care sunt în acțiunile altor autorități responsabile și, bineînțeles, care sunt cerințele de mai departe în vederea bunei desfășurări a unei întruniri și, cel mai important, de a aduce la normalitate traficul în municipiul Chișinău și de a nu perturba modul de viață și condițiile de deplasare a chișinăuienilor. Întâi de toate, pentru a face unele clarități, eu o specific că la oricare întrunire care are loc, indiferent unde nu s-ar desfășura aceasta, temeiul de desfășurare a unei întruniri este legea 26 din 2008 privind întrunirile. Și dacă o să facem o mică referire la articolul 8, o să stabilim că sunt interzise întrunirile prin care se urmărește câteva categorii și dacă ne ducem la litera C, subminarea securității naționale sau integrității teritoriale a țării, săvârșirea infracțiunilor, încălcarea ordinii publice, ceea ce am constatat o serie de încălcări, sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralității publice, care iarăși cunoaștem cu toții ce înseamnă aceasta și cât de frecvent a fost admisă, a drepturilor și a libertăților altor persoane, ori punerea în pericol a vieții sau a sănătății acestora. Țin să precizez că de la începutul desfășurării întrunirilor, care a fost prima pe data de 18-9 și până la data de ieri, au avut loc o serie de constatări de contravenții și infracțiuni raportate anume la încălcările admise în centrul orașului. Dacă anterior am încercat să fim mai cooperanți și să dialogăm atât cu organizatorii întrunirilor, cât și cu alți participanți, am constatat 40 de încălcări de ordin contravențional și o cauză penală care este inclusiv vizat și unul din organizatorii întrunirii. La ziua de ieri doar vreau să precizez că la întrunirea care a avut loc în centrul orașului au fost constatate peste 45 de încălcări admise de către participanții la întrunire în centrul orașului. Cu referire la aceasta vreau să precizez că pe parcursul evenimentelor începând cu 18 septembrie până în prezent au fost adresate o serie de sesizări în adresa primăriei municipiului Chișinău. La fel, a fost sesizată inclusiv Procuratura Chișinău în legătură cu acțiunile sau inacțiunile administrației publice locale în acest sens și ale organizatorilor protestului. La ziua de ieri, chiar în seara zilei de ieri, imediat după protest, din nou a fost sesizată primăria municipiului Chișinău și Regia Transport Electric. Și explic din ce considerente și Regia Transport Electric, ori noi trebuie să constatăm, să vedem care este prejudiciul cauzat acestei regii ca urmare a asistării traficului rutier pe Bulevardul Ștefan cel Mare și care este prejudiciul cauzat cetățenilor și aici o să îndemn toți cetățenii care li se cauzează un prejudiciu să adreseze corespunzător cu solicitare pe cazul respectiv. Și nu în ultimul rând vreau să precizez că ne-am adresat și instanța de judecată și explic din ce considerente. La ziua de vinerea trecută ne-am adresat primăriei cu o cerere prealabilă sub motivația de a schimba modul de desfășurare a întrunirii, așa de fapt cum reglementează legea 26. Ca urmare, primăria nu a dat curs acestei acțiuni, noi am fost obligați să ne adresăm în instanța de judecată cu solicitarea respectivă. Mai jos o să vedem care sunt obligațiile organizatorului și, nu în ultimul rând, obligațiile participanților. Să desfășoare întrunirea doar în formă, în locul și în termenii indicate în declarația prealabilă, să desemneze un coordonator al întrunirii și să comunice în timp util autorităților administrației publice locale numele acestuia. Noi, inclusiv la ziua de ieri, seara, la orele 22, am vrut să vorbim și cu organizatorul întrunirii pentru a stabili anumite reguli,
Cu părere de rău, noi constatăm lipsa persoanei responsabile desemnate de către organizatorii protestului la acest eveniment. Obligațiile participanților: să respecte legislația, ordinea publică și cerințele legale ale organizatorului, să se abțină de la acțiunile care pot împiedica desfășurarea întrunirii, să părăsească întrunirea la cererea organizatorului și sau reprezentantului autorității administrației publice locale. Deci noi vedem foarte expres că primăria este cea care solicită încetarea oricăror alte acțiuni. Obligațiile autorităților administrației publice locale, articolul 20, să creeze toate condițiile pentru desfășurarea pașnică a întrunirii, să desemneze un responsabil de desfășurare legală a întrunirii și să comunice organizatorilor și organului de poliție numele și datele de contact acestuia. Ori vreau să precizez că de la data de 18 septembrie, când a avut loc primul protest, până în prezent, primăria municipiului Chișinău nu a desemnat o persoană responsabilă care să comunice cu organizatorii și cu poliția. Noi nu avem, chiar dacă am întâlnit un angajat al primăriei prin zonă, la momentul și solicitarea noastră a poliției de a interveni și de a stabili regulile la care poliția să intervine, dumnealui s-a eschivat spunând că primarul general nu răspunde la telefon. Asigurarea ordinii publice. Articolul 21. Dacă în timpul desfășurării întrunirii au loc acțiuni prin care se încalcă grav prevederile articolului 8, vedem iar, reprezentantul autorității administrației publice locale va cere organizatorilor sistare imediată a întrunirii. Noi nu vedem nicăieri cuvântul poliția. Noi vedem primăria. Modificarea condițiilor de desfășurare și interzicerea întrunirii, ceea ce noi deja am solicitat în 8 adresări către primărie. Dacă deține probe concludente că întrunirea urmează să se desfășoare cu încălcarea prevederilor articolului 8, ceea ce am citit noi mai sus, încălcarea de ordin public, autoritatea administrației publice locale poate iniția o procedură juridică prin care se ceară interzicerea întrunirii sau modificarea după caz. Ceea ce noi, cu părere de rău, nu am constatat până ziua de astăzi. Acum eu o să vă afișez o dispoziție atunci când primarul municipiului Chișinău își dorește, ceea ce cer eu și la ziua de astăzi ca să emită o dispoziție, noi o să vedem punctul 1 din dispoziție unde primarul declară închisă temporar accesul publicului în perioada 15-16-9, de la orele 8 până la orele 20, în legătură cu vizita mai multor demnitari străini. Și ceea ce spune primarul general că să aibă poliție municipală, că el o să dea, deci nu înțeleg care este logica, primarul general și la ziua de azi dacă o să dea indicație, noi o să executăm indicația respectivă și nu este faptul cine execută aceasta, că e poliția de stat sau e poliție municipală. Și în acest context, dacă o să ne uităm atent la punctul 7 din dispoziția respectivă, o să vedem cum primarul general trasează sarcini când este necesar. Inspectoratul general al carabinierilor, Inspectoratul General al Poliției, inclusiv mie personal, și Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor aduce prevederile prezentei dispoziții la cunoștința persoanelor fizice și juridice care desfășoară sau și-au exprimat intenția de a desfășura întruniri. Deci vedem foarte clar că primarul are posibilitatea să emită dispoziția atunci când este necesar. Și nu poate fi vorba de anumite imixtiuni sau alte așa numite depășiri care se invocă în spațiul public. Mai mult ca atât, vreau să precizez că pentru organizarea întrunirii, într-adevăr, se depune notificarea, dar notificarea se depune la primărie, iar când primăria nu este de acord cu anumite aspecte din notificarea unei întruniri, iată, emite o astfel de dispoziție. Dispersarea forțată a întrunirii. Dacă organizatorul întrunirii nu se supune cererii reprezentantului autorității administrației publice locale sau nu a reușit sistarea întrunirii, reprezentantul în cauză va cere dispersarea participanților. Deci, iarăși vedem că această acțiune este nemijlocit a primarului municipiului Chișinău în speța respectivă. Și nici de cum nu întâlnim nicăieri în textul legii 26 cu privire la întruniri faptul de poliție. Ce vreau să mai adaug?
inclusiv cu speța, intuiesc că o să fiu întrebat, acțiunilor primarului general care s-au întâmplat în dimineața zilei de astăzi. Vreau să precizez că ceea ce a comis primarul general în dimineața zilei este o încălcare flagrantă a codului contravențional, articolul 225, alineatul 2, acolo unde persoana este pasibilă de răspundere contravențională până la 90 unități convenționale și sau cu privarea dreptului de a ocupa funcția de la 3 luni la 1 an de zile. Și nu trebuie să confundăm două aspecte. Domnul primar dimineață nu a făcut întrunire sau nu a organizat o întrunire în condițiile legii 26, dar a organizat abuziv blocarea arterilor municipiului Chișinău, ceea ce nu se încadrează în legea 26, dar se încadrează în codul contravențional. Mai mult ca atât, încercând să-mi demonstreze speța juridică atâta timp cât un jurist este bun, el trebuie să cunoască foarte bine că noi avem aici două aspecte. Avem legea 26, care este o lege specială, și avem codul contravențional, care este o lege generală. În cazul domnului primar general, neavând o întrunire, dar făcând o încălcare contravențională grosolană, se duce pe codul contravențional. În cazul protestelor, întrunirilor care au loc în condițiile legii 26, aceasta are prioritate. Ori articolul 5 din legea 100 din anul 2017, privire la actele normative, spune expres: atunci când există o divergență între o normă specială și una generală, se aplică norma specială. Deci articolul 5, alineatul 3. De aceea vreau să precizez foarte clar că domnul primar să nu ducă în eroare modul de aplicare a unei legi, dar să o studieze și să o respecte întocmai, indiferent cum n-ar fi aceasta. Eu totuși sper că primăria municipiului Chișinău a conștientizat anumite riscuri și responsabilități și la ședința de la orele 10, care a anunțat-o la primărie, va întreprinde acțiunile de rigoare și va debloca municipiul Chișinău cel puțin pentru viitor, în timpul imediat următor, să nu fie blocate arterele municipiului Chișinău. Totodată eu vreau să precizez că până la momentul de față, în adresa poliției, atât a municipiului Chișinău, cât și Inspectoratul Național de Securitate Publică, au parvenit o serie de sesizări cu privire la încălcările admise și blocările care creează incomoditatea și disconfortul chișinăuienilor în adresa poliției, fapt pentru care poliția va întreprinde și va documenta toate aceste încălcări. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări la mine, vă ascult. Vreau să vă întrebăm, să înțelegem corect, Ion Ceban ar putea să fie amendat și chiar suspendat din funcție, așa prevede legea, dacă se va constata... Dacă se va demonstra că, într-adevăr, fapta comisă de dumnealui se încadrează sub parametrii juridice a articolului 225 alineatul 2, exact, asta este răspunderea, dar țin să precizez că suspendarea dreptului de a ocupa o anumită funcție este de competența instanței de judecată și nu poliția aplică aceasta. Poliția remite procesul verbal doar în instanța de judecată. Când poliția mai exact poate intervine în forță? Că se pasează responsabilitatea într-o parte în alta, am înțeles că depinde de primărie, dar există temei legal ca poliția să intervină pe lângă primărie fără primărie? Atâta timp cât nu avem o responsabilitate clară din partea primăriei municipiului Chișinău, eu vreau să vă asigur că poliția va întreprinde acele acțiuni legale în cadrul câmpului legal pentru a ajuta chișinăuienii și a debloca traseele din municipiul Chișinău. Astăzi o să fie luate porturile din... Eu nu pot să declar că or să fie luate sau nu o să fie. Noi totuși conștientizăm în primă fază pe legalitatea care trebuie să fie adus în fața tuturor și aici mă refer în primul și în primul rând la organizatorii protestului, aici mă refer la primăria municipiului Chișinău, iar indiferent dacă aceștia nu își vor manifesta activitatea civică corectă în raport cu cetățenii Chișinăului, poliția va documenta în cadrul legal și va asigura fluidizarea traficului rutier și nu doar. Încă o întrebare se referă la liderul acestui protest, domnul Țurcanu, a fost reținut atunci și se cerea și arestul, dacă nu mă greșesc. A fost audiat dumnealui și mai departe ce s-a întâmplat cumva? Iarăși același lucru, ceea ce ține de arestul pentru persoana respectivă,
Decizia de arest o primește instanța de judecată. Procesul verbal în aceeași zi a fost trimis în instanța de judecată. Așteptăm și noi ca să fim citați în instanța de judecată, să ne susținem pledoariile în fața instanței ca să comunicăm despre argumentele care sunt necesare. Dumnealui a fost audiat atunci și a declarat că ce? La inspectorul de poliție Buican, ce a declarat? Deci nu a avut o argumentare clară, a spus că nu recunoaște cele invocate, dar probele video demonstrează contrariu, cum dumnealui a instigat la nesubordonare și rupere de cordon și pătrundere forțată. Aveți și cazuri de corupere a protestatarilor? Sau nu corupere, dacă primeți bani? Ce este ilegal? Bine, este un alt aspect care se duce sub o altă încadrare juridică. Eu vreau aici doar să precizez, stimați colegi, poliția este în suportul acelor instituții abilitate care documentează astfel de cazuri cu referire la corupere, la transmitere finanțelor și așa mai departe. Acest articol nu este o competență exclusivă a poliției, este o competență a Procuraturii Anticorupției și a Centrului Național Anticorupției, dar vreau să vă asigur că poliția este suport în procesul acțiunilor și documentărilor cazurilor respective. Eu, neavând împuternicirea din partea Procuraturii Anticorupției de a face astfel de declarații, cred că îmi rezerv dreptul să nu comunic, dar dacă o să ne amintim bine, Procuratura Anticorupției a declarat ceva timp în spate, în urmă, 2 săptămâni în urmă, dacă nu greșesc, a declarat despre astfel de acțiuni. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Să vă întreb, dar de când a fost blocat aseară Bulevardul Ștefan cel Mare? Au fost înregistrate apeluri de la cetățeni care s-au... Exact, au fost troleibuzele. Exact. Am avut o serie de apeluri, inclusiv și prin 112 și direct la poliție, solicitarea poliției de a interveni, că cumva se perturbează, se îngrădește dreptul de acces, inclusiv a serviciilor de urgență. Eu vă mulțumesc mult tuturor și să avem o săptămână reușită în continuare.